Against the backdrop of new challenges in Europe's security climate, Romania has boosted its air defenses with two additional US Patriot missile batteries. It brings to four the number of the state-of-the-art systems deployed by the NATO member. A senior officer explained its advantages to Euronews Romania. Una dintre caracteristicile speciale ale acestui sistem este că are o capabilitate antibalistică pe care România și armata română nu a avut-o până la sosirea sistemului Patriot în România. Sistemul este deosebit de complex, se bazează pe foarte multe computere, pe foarte multe informații, radarele sunt foarte performante și de aceea țintele sunt foarte ușor combătute. Are posibilitatea de a hotărâ, de a decide, de a-mi propune mie ca utilizator uman cu ce fel de rachetă se combate anumit tip de țintă. Este un salt imens înainte față de sistemele de apărare antiaeriană pe care le avea armata română în dotare până acum câțiva ani de zile. Hundreds of Romanian soldiers have been trained in the US as part of the Patriot contract. Those numbers are expected to increase with the purchase of more missile systems in 2026.